Lucrările la podul peste Dunăre din zona Galați-Brăila vor fi finalizate în luna noiembrie 2022, iar traficul rutier pe pod va putea fi deschis din luna decembrie a aceluiași an. Aceste planuri au fost prezentate de constructori în cursul vizitei de lucru pe șantier a ministrului transporturilor și infrastructurii, prim vicepremierul Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, o condiție pentru respectarea acestui termen este accelerarea obținerii avizelor de reamplasare a unor rețele de utilități, precum cele deținute de Transelectrica, reamplasări care bat pasul pe loc. Podul peste Dunăre are o valoare de 500 de milioane de euro, lucrările fiind executate de o firmă din Italia și una din Japonia. În prezent, proiectul înregistrează un progres fizic global de 63%, iar progresul financiar este de 65%. Constructorii au ordin de începere a lucrărilor pe 85% din proiect, însă o problemă o ridică zonele de interferență cu utilitățile. Dacă vom face toți eforturi, vom reuși să deschidem în decembrie 22. Da? În decembrie 22 să deschidem traficul pe podul suspendat. Podul suspendat oricum în noiembrie va fi finalizat. Dar dacă reușim să rezolvăm problema de aici cu Transelectrica, vom reuși și noi. Problema aceasta, dacă se poate, ar trebui rezolvat undeva până la jumătatea lui februarie. Pentru a putea să atacăm viaductul de cale ferată și să terminăm cumva accelerat în loc de 13 luni, undeva la 10 luni. Toate celelalte lucrări pentru finalizarea căii pe pod vor fi cumva aduse în finalizare în luna august. Va fi după aceea septembrie-octombrie tot ce înseamnă teste, încercări, reglaje, pentru că tot podul suspendat după aceea are, după ce s-a finalizat tablierul, are o perioadă pentru reglarea tiranților și a tensiunii în cable, în așa fel încât în noiembrie podul suspendat să fie 100% finalizat. Prim vicepremierul Sorin Grindeanu a admis că birocrația este o problemă în derularea proiectelor, dar a promis că se va implica în deblocarea situației. Nu e doar cu Transelectrica greu, dar să spunem că birocrația e una din chestiunile care ne omoară în România și de multe ori durează mai mult, e mai mare perioada până când încep lucrările decât durează efectiv o lucrare. Tot ceea ce înseamnă proiect, SF, avize, mediu, mutări de utilități, așa cum vă spuneam mai devreme, sunt foarte multe exemple în care această perioadă e mai lungă decât execuția propriu-zisă a unui proiect, ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Treaba noastră la minister, am înțeles că mi-a dat un termen undeva până la jumătatea lui februarie, constructorul, împreună cu colegii mei din minister să încercăm să relocăm, pentru că aici e o problemă de utilități, în special Transelectrica, și să încercăm să facem relocările astfel încât să ne înscriem în termenele pe care le-ați auzit mai devreme, cele legate de finalul anului viitor, a fi dat în folosință. În discuție a fost adusă și eventuala introducere a unor taxe de pod. Aș vrea prima oară să vedem să se termine și după aceea vorbim de taxe de pod. În acest moment pot să vă spun că e în Parlament, chiar vine săptămâna viitoare, pe ordinea de zi, eliminarea taxei de pod la Cernavodă, Fetești, da? Trebuie să ne gândim și vă spun de ce. Pentru că dacă am elimina această taxă de pod, ne-am duce cu aproximativ 30 de milioane de euro mai puțin în bugetul CNAIR. Nu vreau să facem pe repede înainte, dar oricum vom face o analiză dacă e bine, da. Dacă eliminăm, atunci bugetul de stat trebuie să vină către CNAIR să acopere acest minus de 30 de milioane. Pentru că nu vreau să văduvim bugetul CNAIR de această sumă care... Adică trebuie să fie nu doar din partea Ministerului Transporturilor să venim să spunem nu mai vrem taxă de drum. Ok, nu mai vrem, dar atunci haideți să vedem care sunt veniturile care vin către CNAIR. Prin vicepremierul Sorin Grindeanu a fost însoțit în vizita de lucru pe șantierul podului peste Dunăre și de ministrul economiei Florin Spătaru, precum și de reprezentanți ai administrației publice din Galați și Brăila.
Podul peste Dunăre va deveni o emblemă a zonei Galați-Brăila și se dorește a fi un exemplu de derulare și altor proiecte majore de infrastructură în regiune.